Bună, dragilor! Bine ați revenit sau ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi o să vă arăt un proiect pe care l-am lucrat atât cu adulții cât și cu copiii. Vom decora această siluetă cu flori de quilling și diferite flori din hârtie. Ce voi folosi astăzi este un carton pânzat oval. Puteți să folosiți MDF, se poate realiza și pe cutii, pe orice suprafață tehnică aceasta. Voi folosi silueta aceasta de doamnă-domnișoară, care există în două variante, și în mare și în mic. Bineînțeles, noi mai avem și alte siluete cu care puteți să vă jucați. Și atât în tehnica aceasta, cât și în alte tehnici. Există din hârtie și din fetru. Alte materiale pe care le voi folosi vor fi foarfecal de hârtie sau de unghii, o foarfecă mică, acul de quilling, lipici școlar. Voi folosi câteva fâșii de hârtie, o să vă arăt imediat acum, câteva perforatoare, atât de floare cât și de frunze, hârtie sau carton. Voi folosi astăzi culorile pastelate, pentru că îmi place foarte mult cum o să arate în copt, și haideți să trecem la treabă. Primul pas în lucrarea mea este să aleg mărimea și suportul. Am ales mărimea aceasta mai mare pentru că vreau să decorez cu multe flori cocul doamnei și voi pune câteva puncte de lipici din loc în loc, apoi voi lipi silueta mea pe cartonul pânzat. O să las cartonul alb pentru că vreau să iasă în evidență culorile florilor. Este un proiect care merge foarte bine lucrat cu copiii de clasa 3-a, a 4-a, aș recomanda. Am conturat un cerc cu ajutorul unui tub de scotch și am perforat cu cercul de 5 cm. Puteți să folosiți și pahare sau capace sau orice aveți la îndemână dacă nu aveți perforatoare. O să vă arăt 3-4 feluri de flori astăzi, cum puteți să le creați. O să tăiem o spirală, intrăm dintr-o parte și rotim cercul, tăind aceeași distanță din hârtie sau din carton. Tăiem până ajungem pe centrul cercului. Proiectele acestea eu urmăresc mai multe lucruri, atât în activitățile la clasă, cât și în atelierele de creație. Urmăresc în primul rând ca virgulă copiii sau participanții să învețe materialele respective, să învețe tehnicile de lucru, iar copiilor mă interesează la copii îndemânarea lor. Deci ei când decupează sau frajurează îi ajută foarte mult la îndemânare. Vom lua acul de quilling, se poate rula și fără ac de quilling, și vom începe rularea din vârful spiralei. Cu acul acesta merge mult mai repede decât cu mâna și în funcție cât de mare doriți să fie trandafirul, îi mai dați drumul. Nu? Se poate lărgi. Voi lipi cu ajutorul pistolului de lipit. Următoarea floare o să fie o floare din quilling. O să fac de fapt 3, pentru că merg franjurate foarte bine împreună. 3-4 câte reușiți deodată. Am luat fâșii de 1 cm și cu ajutorul fărfecuței de unghii voi franjura cât se poate de subțire dintr-o parte până în partea cea pe care vi le arăt astăzi. Merg lucrate foarte bine și ca mărțișor sau felicitări.
franjurăm hârtia cât se poate de subțire, pentru că cu cât e mai subțire, cu atâta floarea noastră o să se deschidă mai tare. Franjurăm până în capăt. Așa arată fâșiile mele franjurate. La fiecare fâșie de hârtie lată voi lipi o fâșie îngustă în capăt. Voi folosi lipiciul școlar și o scobitoare, pentru că trebuie să pun foarte puțin lipici. După ce am lipit fâșiile subțiri, voi lua acul de quilling, introduc acul în capăt cu franjurii înspre mâna în care nu am acul. Vedeți, acul meu are o tăietură. Introduc fâșia de hârtie în doi foarte puțin, iar cele două degete nu le mișc de pe hârtie. Rulez hârtia până în capăt. Înainte să scot floarea mea de pe ac, voi lipi capătul ca să nu se desfacă. Țin un pic să se lipească, iar cu mare grijă scoatem floarea trăgând de ac cu grijă să nu iese mijlocul. Și prima floare este gata. Și deja cocul meu începe să se umple. O să vă mai arăt încă un model de floare. Aici am folosit două mărimi de perforator și voi lucra floarea în două nuanțe. Prima petală o să facem o tăietură până în centru. Așa. Punem puțin lipici pe lateral. Luăm petala cealaltă și vom lipi suprapunând le două petale. Vreau să reiau. Am făcut o tăietură, am pus lipici pe o petală și suprapun, țin cu degetul până se lipește. Următoarea parte, o să folosesc o floare albastră din care voi tăia o petală. La fel voi proceda, pun lipici în partea aceasta. Acestea le-am perforat din carton. Sunt un pic mai greu de lucrat față de hârtie. O să vedeți imediat cum am făcut și din hârtie. Acesta o să fie mijlocul. Următoarea o să tai două petale. La fel, pun lipici și suprapun. Aduc o petală peste cealaltă. Vedeți, deja se conturează floarea mea, iar mijlocul o să-l creez dintr-o petală gata tăiată. Poate vă întrebați cum o să lipim petalele una în cealaltă. Vedeți, s-a format aici niște conuri și vom tăia foarte puțin din vârf pentru a le aplatiza. Și cu ajutorul pistolului de lipit voi lipi petală în petală. După ce s-au lipit toate petalele, ori cu ajutorul acului de quilling, ori cu o scobitoare, vom
îndoi floarea un pic în exterior. O să vă arăt și o floare din hârtie cu perforatorul mai micuț. La fel cum am procedat la floarea mai mare, vom proceda și cu cea mai mică. Facem o tăietură, o dungă de lipici, foarte puțin lipici. Suprapunem cele două petale. Vedeți, din hârtie se creează mult mai ușor, se îndoaie mult mai ușor. După lipirea lor, îndoim petalele în exterior. Aranjăm florile, punem în trandafiră și o floare de curling, combinăm între ele. După ce am aranjat, voi lua fiecare floare și o voi lipi cu ajutorul pistolului. Doar le ridic și le așez înapoi. Ultimul pas, o să lipesc între ele modele de frunze. Doar pe vârf voi pune câte un punct de lipici, pentru că o să le ridic. O să vă arăt câțiva cârlionți pe care o să-i ondulez cu ajutorul aparatului acestuia. Voi rupe în două, pentru că nu-mi trebuie toată fâșia, și cu ajutorul acului de curling voi rula, apoi desfac cât doresc. Se poate lipi cârlionțul și cu cârlionții în sus și cu cârlionții culcați. Și cam așa a ieșit lucrarea mea de astăzi. Sper să vă placă și vouă. Este destul de mult de lucru, dar este foarte relaxant și simplu de realizat. Așa că o să repet materialele. Un carton pânzat de orice dimensiune sau formă. Silueta aceasta care o puteți găsi pe site-ul nostru și magazin în mărimi diferite. Hârtii de quilling. Perforatoare de flori și de frunze, o forfecuță acul de curling, lipici, aparatul acesta de ondulat și o pensulă. Cam atât aveți nevoie pentru a crea minunăția aceasta de lucrare. Sper că vă place. Până la tutorialul următor, vă urez numai bine. La revedere!